Încă niște medici, cel puțin doi suspectați, dar care unul dintre ei nu lucra acolo, venea doar să facă gărzi ATI, lucra la alt spital. Și, sigur, injectomat scos din priză, dar care, spune noul manager, că a înaintat dosarul, nu pare avea legătură totuși cu decesul pacientului. Dar atunci, care e semnificația informației? Informație, sigur. Suntem în faza în care probabil că o parte din această aglomerare de informații nu este utilă. Dar totuși spune ceva. Spune că acolo unele lucruri nu erau conform, hai să zicem, bunei uzanțe. Ideii că trebuie să respectate întotdeauna protocoalele sau acele înscrisuri care, până la urmă, îl fac pe cel din pat, care e conștient sau nu, să trăiască sau să aibă o speranță. Vedeți, noi, ca și oameni care judecăm acum într-o stare de normalitate, vedem aceste lucruri la limita între a fi sau a nu fi viață. Dar cel care e în pat acolo și ne gândim, el vine cu speranța, el are în continuare speranța atâta timp cât trăiește, că cel care vine și îl îngrijește îi oferă tot serviciul corect și normal. Și iată că descoperim că au sau n-au legătură cu acea cauză a acelor doamne doctor, dar descoperim că sunt și alte astfel de situații care ne pun cumva pe gânduri. Oare chiar suntem tratați ca niște oameni sau doar ca și cazuistică? Bun, atenție mare, doamnelor și domnilor, aceste informații